Bine, el e da- așa e bine, așa, bravo, așa, privirea în jos, ești enigmatică, ești super enigmatică, nu știm despre ce e vorba, oare la ce te gândești? Tutorial. Pițipoanca pe social media. Ta-da! Noi pițipoancele trebuie să fim ca puful pe papuc. Inutile? Nu, fată, unite. Facebook-ul este un alta potrivită pentru ca noi, pițipoancele, să rămânem unite. De-aia este super important să dai comenturi la pițipoancele asociate. De genul... Ubi meu. Corect. Mai departe... Maimuțica mea. Maimuțică cu ochi. Bravo. Cu mâini. Frumea. Nu vrem să consumăm prea multe consoane. Ok. Inimioară. Ursuleț. Bravo. Mă bucur că putem să fim așa deschise despre pițiponceala noastră. Nu, fată! Noi nu recunoaștem că suntem pițipoance. De-aia trebuie mereu să postăm statusuri despre cum urăm pițipoancele. Pozițiile de poze pentru o pițipoancă. Să începem. Fundul. Împinge fundul. Camera în spate. Împinge. Așa. Burta sub jos, să nu se vadă grăsimica. Grăsimica mica. Tuțele în față. Așa. Buzițele. Perfect. Năsucul suge, strânge năsucul. Așa, genunchiul din spate împins, să pare că nu ai rotulă. Imaginează-ți că ai herpes pe buze, te să-l acoperi. Acoperă herpesul. Așa, dintr-o parte. Asta e moda nouă, asta e cea mai nouă. Asta e, așa, un deget, acoperi aici. Așa, papă, bravo. Nu mai pot, am obosit. O pițipoancă are mult de muncă. Nu fac videochat, sunt PR! Nu fac videochat, sunt model! Nu fac videochat, sunt make-up artist! Sigur? 100%. Sigur nu trebuie să fac ceva pe live? Nimic nu trebuie să faci când ești live. Doar ține camera acolo. Ține buchetul. Privirea în jos, ca și cum vezi ceva. În jos, așa, ca și cum suferi. În partea asta, așa, suferi. În jos, te uiți în jos, așa. Picioarele, se vadă și picioarele. Dar buchetul aproape de piept, așa, se vadă trandafirul alb, care este el. Trandafirul alb e el. Așa e bine. Așa, bravo. Așa, privirea în jos, ești enigmatică. Ești super enigmatică, nu știm despre ce e vorba. Oare la ce te gândești? Gata poza? Acum e timpul pentru o descriere. Găsește un citat cât mai intelectual care să nu aibă nicio legătură cu poza ta. Ca să înțelegi, femeia trebuie să o cunoști, dar cunoașterea nu este decât pentru cei care cunosc înțelegerea femeii necunoscute. Foarte bun. Sau știi ce doare mai rău decât armele nucleare? Ce? Vorbele. Cine a zis asta? Kim Jong-un. Nu știu, nu l-am ascultat încă. Și nu uita! Poză semigoală pe Facebook seara și a doua zi check-in la mănăstire. Bravo! Însă pentru poze semigoale mereu există... Telefonul în față și începi pentru filmare pe Insta Stories sau Snapchat. Stânga, dreapta, stânga, așa? Dreapta, exact așa, elegant. Haide din poanie, ce este chestia aia? Hai din poanie, pot. Ia mâna de acolo și puneți-o pe fund. Crezi că e ușor să fii pițipoancă? Hai și pe față, acoperă herpesul imaginar. Așa, hai că poți, foarte bine, așa, bravo. Și mai repede. Snapchat, care sunt filtrele sacre? Cățeluși și coronițe. Snapchat-ul trebuie folosit în mod excesiv atunci când suntem amețite. Adică bete? Amețite. Noi nu ne îmbătăm pentru că suntem niște domnișoare, fă.